Mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimați colegi, bună dimineața! Agresiunea militară din Ucraina a schimbat radical și irreversibil raporturile comerciale dintre Federația Rusă și statele membre ale Uniunii Europene. Acum, mai mult decât oricând, Uniunea Europeană realizează cât de periculoasă este dependența energetică față de Federația Rusă și cât de mare este probabilitatea ca guvernul acestei țări să folosească robinetul de gaze și țiței ca pe o pârghie geopolitică prin care să-și atingă obiectivele politice din regiune. Este clar pentru toată lumea că lucrurile nu vor mai fi niciodată ca înainte, cel puțin în ceea ce privește relația comercială cu produse energetice între statele membre ale UE și Federația Rusă. Germania, adică statul cu cea mai mare dependență față de petrolul și gazul rusesc, a anunțat deja că a început negocierile cu Qatarul, care să devină o sursă alternativă de țiței. La fel, toate statele membre caută acum soluții pentru a-și diminua dependența energetică față de Federația Rusă. În România, încă nu am văzut o astfel de preocupare. Există doar declarații de bune intenții, dar încă nu am văzut un plan sau o strategie articulată cu termene și surse de finanțare precise care să ne ofere o perspectivă clară, modul în care vom deveni independenți energetic față de Federația Rusă. De aceea fac un apel la toate partidele politice, dar mai ales domnului ministru al energiei, Virgil Popescu, și la premierul Nicolae Ciucă, să organizeze urgent un grup de lucru la nivel guvernamental, în care să fie invitați și experți, profesori sau academicieni din domeniul energiei, pentru elaborarea cât mai urgentă a unui astfel de plan pentru obținerea independenței energetice a României. De asemenea, cred că și președintele Iohannis ar trebui să fie puțin mai activ în aceste momente destul de grele prin care trece România și să evalueze la nivelul CSAT-ului care sunt riscurile energetice de siguranță națională și să ofere soluții pentru combaterea lor. Pe de altă parte, cred că România are mari oportunități în acest domeniu. Avem, slavă Domnului, încă resurse consistente de gaze naturale, onshore și offshore, mai avem și ceva rezerve de țiței, avem capacități fluviale pentru producerea de energie electrică curată și suntem printre cele mai avansate state din Uniunea Europeană în privința cotei de energie produsă din surse regenerabile. Dar pentru a fructifica toate aceste oportunități, este nevoie de un plan cât mai clar, care să pună cap la cap toate aceste aspecte și care să stabilească un calendar precis cu surse de finanțare pentru eliminarea în cel mai scurt timp acestor riscuri. Sper că România și clasa politică actuală să înțeleagă și să aibă înțelepciunea de a realiza și de a pune în practică o astfel de strategie. Acesta este apelul meu. Vă mulțumesc, deputat Mirela Domnică, grupul parlamentar PSD.